toate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic la Europa FM, live acum și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, cu imagini din studio. Hai să vedem cine are șansa astăzi să câștige 1600 de euro. Andrei din Constanța, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Ce faci, Andrei? Bine, la servici. Cu ce te ocupi la serviciu? Piese auto. Piese auto. Ah, bun. Nu-i rău. Și unde vă faceți serviciu? Schimbul Vlad, ulei. Vlad vrea un parbriz din când în când. Nu-i problemă. Bine. Vlad, am auzit că se caută mult catalizatoarele în perioada asta. Da, nu știu ce să vă zic despre chestia asta. Mai spune-ne, Andrei, câte ceva despre tine. Vârstă. Am 30 de ani, sunt în Constanța. În momentul de față sunt în mașină. Trebuia să intru la un client și doar ce m-ați sunat voi. Și am decis să rămân în mașină ca să particip la concurs. Tu ai treabă și noi te reținem. Haide, nu. Maestre. Gata, domnule, începem. Deci ești singur, n-ai ajutoare, n-ai nimic. Pe soție aș avea-o. Telefonul celălalt. Ok. Nu e cazul, că sunt simple întrebările. Da, chiar multe rău. Simple. Soția a reținut felul în care ai spus asta. Ai încurcat-o ca să... Pot să eu spun sigur. Dacă vrei, poți să reformulezi. Da? Te gândești un pic și deci te mai întreb o dată. Fii atent. Te mai ajută cineva? Nu mai mă ajută. Nu, trebuie da, să spui cu entuziasm. Cel mai mare ajutor. Fii atent, te mai întreb, mai încercăm o dată. Luna și soarele. Okay. Andrei din Constanța e cu noi. Andrei, te ajută cineva în această dimineață? Da, mă ajută scumpa mea soție. Așa, frate. Cum o cheamă pe soția ta? Alina. Bună, Alina. Ne pare bine că ești și tu cu noi, chiar dacă doar prin intermediul unui telefon în direct cu Andrei, cu soțul tău. Nu ești căsătorit de prea mult timp, Andrei, nu? Așa pare. Din 2016. Ți-am zis. E ceva, mai ceva. Mai ai timp să înveți. Hai, acum nu-l mai înfunda încă o dată. Lasă-l în pace. Andrei, să știi că regulile sunt neschimbate, cred că le știi, okay. Dar țin să le repet. Da. Avem 4 întrebări, plecăm de la 200 de euro astăzi, poți să dublezi de fiecare dată până la 1600. Tu decizi lucrul ăsta imediat după fiecare răspuns corect. Practic, poți să te oprești dacă ai răspuns corect și rămâi cu banii câștigați până atunci, sau dublezi, dar riști ca, nu știu, dacă nu știi răspunsul sau îl dai prea târziu, banii să rămână la noi, ok? Ok. 6 secunde de fiecare dată pentru un răspuns corect. Eu zic să n-aștepți răspunsul soției prea mult, pentru că ea are un delay la telefon, ci să vii tu tare cu răspunsul. Hai să vedem, Luca, începem. Dar nici să nu te repezi, Andrei, da? Pare scurt timpul, dar e suficient. 6 secunde, ai timp să și gândești puțin și pe urmă să dai un răspuns, da? Ok. Bine, Andrei. Mult jucăm succes. Dublu sau nimic în deșteptarea. 200 de euro. Exact ce spuneam. Ai un delay de vreo 2 secunde și ceva. Le pierzi din alea 6. De radio încet. De radioul încet. Și ascultă-ne în telefon ca să poți să să câștigi practic cele 2 secunde și jumătate. Ok. Acum ne auzi în telefon, da? Da. Andrei, pentru 200 de euro. Bani buni. O întrebare foarte simplă. Cine a fost ministrul sănătății în România înaintea lui Vlad Voiculescu? Ai, măi, Andrei, că apărea la televizor în fiecare seară într-o vreme. A fost la noi aici invitat de Enori. Cu pandemia. Nu-mi sună minte. A fost prim-ministru Ludovic Orban. Da. Și ministrul sănătății. Inițial a fost un medic din Sibiu, domnul Costache. Și după care... Un lung mandat a avut domnul... Nelu... Total. N-a fost să fie. Okay. Andrei, îți mulțumim tare mult pentru încercarea de astăzi. Dar n-a fost să fie, n-ai avut noroc, n-ai avut inspirație, nu ți-ai adus aminte. Îți mulțumim, numai bine. Singura veste bună e că mâine plecăm de la 300 de euro. Văd că e și vina politicienilor din ziua de azi. Eu când eram mic, îi știam pe toți. Pe toți, da. Din cabinetul Nelu Văcăroiu. Nelu, zi. Nicu Văcăroiu. Cine era ministrul sănătății? Aveam 12 ani și îi știam pe toți. Zim. Era o doamnă. Tunsă scurt. Daniela?
Asta. Bartoș. Așa. Da. Și la externe era domnul Severin. Și vedeți că eu nu aveam, eu eram cu tot cu sportul. Nu, Severin a fost la Roman. I se spunea Rostogol și a sărit gardul la Palatul Victoria. Vorbesc serios. Deci nu e bine. Când au venit minerii, au fugit prin spate. La mineria de-aia din septembrie 91. Da. Auzi, dar la externe nu era Joana? A fost și Joana. A fost și Joana. Da. Mă rog, eu pot să-ți spun așa, din două, trei cabinete, dar ei știu pe toți. Guvernul Năstase. Da, și domnul Rostogol după aceea a mai slăbit, după ce l-au prins procurorii cu șpaga la Parlamentul European și asta a fost. Lasă-mă că el îi știe pe toți. Auzi, cine a fost al treilea înainte de Nelu Tătaru? Nu știu. Dar mai l-am întrebat de ăsta ultimul care a fost și toată ziua, și pe la noi, și pe la televizor, adică mi s-a părut simplu, n-am vrut să încurc pe nimeni. Am glumit, nu, că a fost simplu. Au fost trei miniștri la sănătate înainte de domnul Nelu Tătaru, a fost Costache, da, cred că Vlad Costache sau Viorel Costache. Costache, nu mai știu. Și înainte au fost cei trei miniștri PSD pe care îi caută DNA. Doamna Pintea, da, domnul Bodog și cum îl chema adipul ăla de dinainte. A fost de la UDMR. A mai fost și Bănicioiu și ăla. Trei miniștri propuși de PSD pe care îi caută DNA. Și da, unul de la UDMR pe care nu-l caută. Domnul Cechi Atila. Așa. Domnul Cechi Atila e ministru și acum. Cred că l-a dezvoltat. Dar la altceva, are mai multe talente. In the morning. Deșteptarea. În fiecare zi la Europa FM. România în direct.